Așa cum vedeți și dumneavoastră, la momentul respectiv se lucrează cu 10 autospeciale de lucru cu apă și spumă, în total aproximativ 100 de pompieri. Vreau să fac precizarea faptului că s-a transmis un nou mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert, prin care populația municipiului Alba Iulia a fost înștiințată cu privire la măsurile de autoprotecție care se impun în aceste situații. Ce măsuri se impun? Este vorba de măsuri de autoprotecție, respectiv închiderea geamurilor, ușilor, a ferestrelor, pentru că, așa cum vedeți și dumneavoastră, cantitatea de fum degajat în continuare este foarte mare, iar direcția de propagare a vântului duce aceste cantități de fum și gaze toxice spre municipiu. Stai așa, două secunde. Prin intervenția promptă a pompierilor s-a reușit evacuarea 10 camioane, 10 tiruri care erau amplasate pe rampele de încărcare în proximitatea halei de producție. Efectiv, sunt ofițerii pompieri, șoferi de pe autospeciale, s-au urcat ei la volanul camionelor și le-au evacuat în exteriorul fabricii. Cam cât mai durează? Nu ne putem pronunța cu privire la durata intervenției. Așa cum vedeți și dumneavoastră, intervenția este în derulare. La ora asta mai există focare în interiorul fabricii, pentru care se lucrează la localizare și lichidare cu aproximativ 10 autospeciale de lucru cu apă și spumă, în total aproape 100 de pompieri. Nu ne putem pronunța cu privire la cauza izbucnirii acestui incendiu. Este prematur să ne exprimăm cu privire la cauza acestui incendiu. Cu siguranță, după finalizarea intervenției, o comisie mixtă de cercetare va stabili și împrejurările izbucnirii acestui nefericit eveniment. Aveți informații că era asigurată? Nu vă pot spune la acest moment. Nu discutăm chestia asta cu asiguratul și asta, pentru că nu e...